principală. Mamă, nicio mașină, frate. De aseară m-am tot rugat și azi dimineață și pe stradă acum, pentru că chiar vreau să ne meargă bine astăzi. Știu că avem un avantaj micuț, nu știm cât de diferență avem între noi, dar avem și banii, avem și un avantaj pentru că plecăm primii și chiar vreau să ne ajute și Dumnezeu să fie cu noi astăzi, să putem reuși în misiune. Mamă, e pustiu, efectiv. Și am zis, mamă, o să fie foarte greu să plecăm de aici. Începeam să mă gândesc, oare să folosim banii acum sau nu? Păi de-ai dat, Luhan. Poate ar trebui să-i folosim acum, pentru că nu ne ia nimeni. Cursa începe acum. Noi avem foarte multă încredere că ne descurcăm la misiuni și știm că o să dăm tot din noi, dar numai să țină norocul cu noi să ne ajute să ne deplasăm din loc în loc spre Irina, atâta tot. Te entiendo, pero me agarraste en un momento que sabía ser mandado, no estoy como para, no tengo combustible. Eu paga el combustible. Dacă îți plătim benzina? Și a zis, păi aveți bani la voi? Și am zis, pe câți bani îți trebuie? Și a zis, 10.000 de pesos. Am zis că e semn totuși, adică avem fix 10.000 de pesos, ne cere 10.000 de pesos. Hai să-i dăm 10.000 de pesos și măcar știm că am plecat toată din acest loc pustiu. No podemos ir un poco más rápido, por favor, porque es muy importante, es una competencia. O un poquito más cerca de Luján con tu carro, es por favor. Es la última día, este es muy importante para nosotros. Por favor, por favor. Bună dimineața, dragilor. Pentru voi, cursa începe acum. În momentul în care sună stația, te iau așa niște fiori pe șirea spinării, pentru că știi că gata. Nu, hai să nu le zicem că mergem în Luján, hai să le zicem că mergem în Campana. Bravo. Prima oară vedem după aia. Son otro dos equipos que hace lo mismo. Y si no estamos los primeros que arriven aquí, perdimos. Luján! 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 Argentina până acum n-a fost atât de prietenoasă cu autostopul. A fost țara în care ne-a fost cel mai dificil să găsim mașini, chiar și pe distanțe mici. Por favor, señora, estamos en un reality show de Rumania. Ne puedes ayudar para llevar a Luján? Eram la ea mașină deja. Am luat-o prin învăluire. Da. În Luján, ne trebuie să duceți în Luján. Tres mas parejas, este el final de show. Vrem până în ultimul moment să dăm tot ce putem, ultima picătură de energie din noi, o să o dăm cu siguranță tot ce avem, așa cum am făcut și până acum. Y nosotros tenemos que hacer el primero por ganar. Por favor. Sí. Sí. Ai. Gracias. A fost îndeajuns de drăguță să ne ducă până la benzineria de la ieșirea spre Luján. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Buen día. Suntem la o zi distanță de finală și trebuie să ne mișcăm, să ajungem cât mai în frunce. Am văzut o mașină care se oprește la pompă. Si ne puedes dejar con su coche, por favor, no tenemos dineros, ni teléfono, ni nada. Si? Se poate? Ai! Ai, gracias! Wow! S-a putea ca ceilalți să fie plecat deja, nu? E posibil, cine știe. Poate stă în față. Și poate sunt, ori poate au luat și eu mașină și sunt pe drum. Dar muchas gracias! Noi ne-am propus să ne strângem toate puterile pe care le mai avem după două luni de făcut treaba asta zilnic și să ne concentrăm ca, indiferent de situație, noi să luptăm pentru fiecare lucru pe care l-avem de făcut. Noi așa privim ce se întâmplă în acest moment. A fost greu! A fost atât de greu! Și a început să fie greu, parcă de vreo două stage-uri încoace, a început să fie atât de greu. Și în fiecare zi mi-a zis, hai că mai putem, hai că putem, putem să cărăm și asta, putem să facem și asta. Și sunt atât de mândră de noi că am ajuns până aici. Și vreau să se termine cu o finală. Quanto hace que te negaute? Dos meses. Trebuie să jucăm finala și să reușim astăzi să nu luăm nicio cutie. Pe fondul sărăciei din perioada dictaturii lui Jorge Rafael Videla, pentru a face un ban în plus, argentinienii au fost obligați să-și vândă obiectele din casă. Apăreau astfel chatareros, vânzătorii de vechituri care umblau pe străzi, colecționând tot felul de obiecte pe care apoi le vindeau negociind fiecare căpețel de ață. Vremea dictaturii s-a dus, dar au rămas ca amintire chatareros, specializați acum pe fier vechi. Până la urmă, timpul trece, vechiturile rămân. Pe drumul soarelui, la America Express. Basilica, de unde? Ah, sí, vamos. Ah, wow. Și ajungem în sfârșit, vedem basilica care era superbă, adică n-am mai văzut o clădire atât de frumoasă în Argentina niciodată. Hola!
Hola! Și avem un mission board și începem să-l citim. Erau trei oameni acolo cu un card plin de chestii vechi, așa. În dreapta mea era și o statuie foarte mare din ceva metal, fiare. Chatarero înseamnă negustor de vechituri. Și era o meserie des întâlnită în timpul anilor grei ai regimului totalitar. Okay. Misiunea voastră este să ajutați un chatarero local. Astăzi trebuie să fim niște chatarero. Practic sunt niște oameni care vând antichități pe stradă și astăzi trebuie să facem și noi acest job. Colectați, schimbați, cumpărați și vindeți vechituri, obiecte folosite și antichități. Mai întâi încărcați căruciorul cu toate obiectele de pe masă. Okay. Printre ele sunt câteva obiecte vintage sau antice, okay, în perfectă stare, care trebuie vândute. Alegeți un plic cu harta zonei în care trebuie să performați. Primim un plic și era imens plicul, aveam. Mergeți în zona care v-a fost desemnată și urmați acești pași. 1. Căutați unul dintre magazinele religioase din zonă. Pentru protecție, chatareros folosesc imaginea Sfintei Virgen de Luján. Asta veți face și voi. Găsiți o imagine cu ea și puneți-o în cărucior. Aparatodo. Alegeți rolurile. Conducătorul va împinge căruciorul, iar promotorul va atrage clienții. 3. Vinde cel puțin 3 obiecte din cărucior. Okay. Niciun obiect nu poate fi vândut cu mai puțin de 200 de pesos. Un iepuraș vechi cu baterii. Cutia ruginită, un telefon vechi. 15.000 de pesos pentru un radio, 35.000 de pesos pentru o revistă. 70 de dolari, adică chiar e o sumă mare de bani. Păi este o sumă foarte mare de bani. Un disc vechi pentru 5.000 de pesos. Vindeți 3 piese de îmbrăcăminte vintage. Niciuna cu mai puțin de 500 de pesos. 6. Obțineți marfă nouă. Schimbați lucruri din căruciorul vostru ca să obțineți 2 cărți, o pereche de încălțăminte, o oală veche. Apoi, întoarceți-vă aici pentru a încheia socotelile cu șeful vostru. Prima oară trebuie să găsim o iconiță, mergem fix în față pentru că erau multe standuri. Ne oprim la al doilea stand, întrebăm dacă au această iconiță. Erau foarte multe lucruri în legătură cu Dumnezeu, cu religia. Gracias! Gracias! Muchas gracias! Buena suerte! Acum trebuie să mergem în zona unde să vindem aceste lucruri. Aici, a dreapta! La stânga, aici? Chatarero de Rumania, chatareros. Ya llega desde Rumania el chatarero, chatarero. Suntem aici să vindem lucruri antichități. Por favor, puede comprar, eso es antigua, para 200 pesos. Primele antichități nu erau atât de grele de vândut, pentru că erau 200 de pesos. Și am zis, hai că pentru 200 de pesos ne descurcăm destul de repede. Gracias, gracias. Gracias. Avem primul obiect vândut, 200 de pesos, un iepuraș cu baterii. El charatero, chatatero de Rumania! Hola, buenas, señor. Vendemos cosas, estamos de un reality show de Europa. Și încercăm și cu el, chatarero, chatarero, să ne ajute și până la urmă ne cumpără cu 200 de pesos telefonul vechi. Okay. Gracias. Yo soy con el dinero. ¿Y eso no quieres para 200, por favor? No. Si compra eso, terminamos. Ne-am dat seama că o să fie foarte greu să vindem toate lucrurile din cărucior, pentru că făceau niște fețe oamenii când le spuneam prețurile revistelor sau a radioului. Făceau, mamă, nu, e foarte scump. Și ne-am dat seama că ori o să stăm foarte multe ore, ori o să avem noroc cu o persoană. Solo, por favor, por favor. Por favor. Para que ganamos. Adios. Eu mă gândeam în momentul ăla, oare suntem primele, oare am reușit să ne păstrăm pe locul 2 măcar. În fața voastră.